Am foarte, foarte mari emoții. Nu, stai așa. Nu așa. Mi-ai explicat tu, dă-te așa. Doamne ajută. A fost cea mai proastă idee pe care am putut să o avem. Deci, cea mai... Salut! Bună! Azi e ziua cea mare. Cea fatidică. Oana a studiat ca toată. Ca ăștia pricepuți a studiat pe Google și pe YouTube frizerie. De asta barber chiar, adică barber, nu, da. Nu doar frizerie. Și astăzi mă tunde. Din păcate. Mă stilizează. Vai, doamne, nici nu să-mi imaginez. Am foarte, foarte mari emoții. Nu știu de ce, sunt terorizată de ideea de a-l tunde. În fine, în cel mai rău caz, iese mașinuța aia la zero și... Și așa poartă șapcă. Te să spunem asta. E de-aia profesională. Așa. 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 Mi-ai explicat tu, dă-te așa. Dar nu te-ai ștergi și tu la cap? Păi ca să stea acolo să cadă. Nu-mi pierdu și vocea. Alexa, sei stupida? Stupido, filo stupido fa. Așa. Am aici ecranul meu. Cum? Un centimetru? Asta e maximul? Da. Un centimetru e maxim? Da. Păi de-ai scurt. N-avem mai mult. Ați auzit, da? Deci a zis că e ok. Dacă după aia nu iese bine, nu am nicio vină eu. Da? Poți să apeși mai tare. Ea vreau să înțeleg prima dată mișcarea pe legat pe internet. M-am învățat așa. Să nu mă duc după forma capului. Adică mă duc în sus perfect drept și fac așa. Înțelegi? Da, da, de încep și jos, poți să apeși. Prima dată mi-e frică să apăs. Mulțumesc și te cu atât. Bă, deci știți care e chestia? Că meseria mea, ca să o numesc așa, ia ține-ți urechea. Eu sunt dermopigmentist. Ceea ce înseamnă că eu fac tatuaje pe fețele oamenilor. Dar mi se pare mai ușor decât să-l tun pe el. Ca la cel mai șmecher salon. Mamă, ce scurt e! E scurt? Aici cu 3, aici cu 5, în așa fel încât aici să, cum se zice, nu știu de ce română, să sfumăm cu 4. În toți anii n-am găsit un frizer care să mă pun... De fapt, nu, în geamul de trebuie. Okay. De fapt, găseam, mă tundeau aproape cum trebuie odată și după aia nu mai tundeau cum trebuie, adică se pierdea voința de a mă tunde cum trebuie. Acum vreo 2 ani. Cred că acum 2 ani ai început să te duci. Acum vreo 2 ani am început să-mi las barba să crească și am căutat barber în Italia. Îl cheamă Carmine Grațiano. Super tare, adică m-am tuns timp de 2 ani la el în continuu și m-a tuns de fiecare dată foarte mult atenție și foarte bine. Avem o problemă. Nu, am fost aici. Avem o problemă. Băi, e foarte scurt. Dar nu e scurt, mă. E foarte suple de păr. Stai cu uite! Stai așa că nu mai pot. Măi, ca domnul ce e pe mine. Măi, ca domnul. Nu mai simțit așa de când eram copil și venea să mă tundă. Nu chemam pe aia care venea și ne tundea acasă. Nu știu. Eram un copil mic, Geta parcă. Geta Voinea? Bă, dacă nu vă uitați la video ăsta... Ia stai drept. Mamă, ce-i pe mine? O să-ți dau drumul la păr un pic. Deci, nu, 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 nu. Fiți pe fază, nu este vina mea. Gata? Băcăm încărcat? Da. Revenim după ce se încarcă. Deci mă enervează. Eu în momentul în care îl tundeam,
i-am zis să-l las mai lung, pentru că eu am văzut pe YouTube cum se tunde, că nu trebuie să mă după forma capului. Dar nu, el nu, că-l vrea mai scurt, dar după forma capului. Și acum se uită în oglindă și, a, e scurt. Păi, și eu ce vrei să-ți fac dacă tu ai vrut scurt? Păi și ce, am zis eu ceva? Da, ai zis. Și pentru că ai zis, o să-l fungă singur. Zero. Zero. Uite cum se vede de la LED-ul ăsta. Tipa mă te iau cu 4, dacă nu te iau cu 0 și moți aici. Până aici, dubla 275, sunt plină de păr, mă mănâncă tot. Eu țin ca să vezi, de-aia țin capul într-o parte. Trebuie să țin drept, ca să pot să mă duc eu drept. Țin drept. Au cum o tiri jumătate ori pentru un loc acolo. Gata. Mica. E foarte că specială de prunz, da? Carmine, iartă-mă. Își cer iertare, dar nu, altfel nu mai pot. Deja m-am plictisit. A fost cea mai proastă idee pe care am putut să o avem. Deci cea mai proastă idee. Mai bine îl lăsam cu părul lung să-și facă codițe. Cum? Uitați și bine acum, mult mai bine ca înainte. Ta-na-na-na. Dar cu ce mână faci? Asta e dreaptă, nu e dreaptă? Da, și trebuie să... Da. Așa trebuie, da. Ți-ai respirat. Să facem așa. Boss, nu așa. Nu așa. Nu așa. Da, mă, tai din gură. Nu, mă, nu. Taci. Nu se face aici așa, nu se face aici așa. Taci. Am nevoie de hidratare. Încep să pierd prea multe lichide. În teorie, el ar trebui să mă tundă și pe mine. Cum dar având în vedere cât de prost merge tunsoarea asta acum, îmi este cam frică să vă să mă tundă. Bine, eu am un păr foarte drept, nu e nimic special. E un pic mai lung în față, dar aș putea să-l îndrept. Doar că... Deci singurul lucru care este de făcut ca să o tunde pe Oana, trebuie să scrieți acolo în comentarii. Dacă vreți să o tund pe Oana. Trebuie multe comentarii ca să pot să mă las convinsă. Pregătit? Nu. Cuțioasă de fiecare dată. Trecu la Farfec. Dar ne ajută. Între timp cât se încarcă minunația aia de aparat. Păi... la 2476. Da. Au. Nu, stai așa. Mă, voi n-ați auzit că n-a filmat, că normal. Nu filmează că nu-i convine, dar tocmai ce se plângea că a chelit din ce în ce mai mult. Chelit, aici. Nu mi-aduceam aminte asta. Să fie așa multă chelie aici. Cred că e, e și părul prins și se vede altfel. Cred că e din cauza că am purtat multă șapcă și mi s-a... Sau pur și simplu din cauza că trece timpul și cam îmbătrânești. Vreau să termin. Dubla 7846. Am făcut duș, m-am aranjat un pic, mi-am uscat părul și barba și ăsta e rezultatul. Nu e dat cu nimic, e părul okay. Uscat. Hai să vedem. Ok, bun. Deci arată așa. Acum dacă vă uitați, se vede oricum și pe cameră, încă se vede aici o linie, ca să o numesc așa. Nu e foarte evidentă, dar încă e. Și partea asta arată bine, aceeași mână cu dunga pe care o să o rezolvăm mâine. Și din față și-a făcut barba și-a aranjat-o și-a mai scurtat-o un pic. Am scurtat-o și am, cum să zice, am rărit-o un pic. Da, pentru că a tăiat firul ăla care stătea mai rebel. A ieșit super bine, de-abia așteptam să deschidă barbare. Nu, glumesc, a ieșit bine. Mă așteptam la mai rău, deci... Vai, câtă încredere pot să-mi acord, Dumnezeule! Așa arătăm după experimentul de azi. El e tot îngrijit și aranjat, în schimb ce eu sunt toată transpirată și cu părul ăsta așa, ca să vedeți și voi diferența între noi, da? Uh-huh. El a fost la spa în timp ce eu am muncit din greu. Da. Da.
Dar oricum, pe ansamblu e tot ok, arată mult mai îngrijit, e mult, mult mai bine. Chiar dacă nu e perfect, e mult mai bine. Bun, acum dacă vreți să o tun și eu pe Oana, scrieți acolo în comentarii. Vom vedea. Dacă ajunge la destule like-uri și eventual niște comentarii, o să mă tundă până la urmă. Bine, ne vedem în vlogul următor și... Nu uitați, like, share, subscribe și clopoțelul. Da. De fiecare dată. Ciao, les!